Astăzi, în localitatea Baisa, un accident rutier grav a avut loc, implicând o mașină plină de femei. În urma apelului la 112, salvatorii botoșeneni au găsit cinci victime încarcerate la fața locului. Toate persoanele implicate erau de sex feminin, cu vârste între 13 și 78 de ani. Fetița de 13 ani era în stare stabilă și a fost transportată la secția de pediatrie a Spitalului Județean Mavromații. Dr. Ramona Guraliuc, medic șef Upus Murd, a declarat. La fața locului a fost găsită o pacientă de 78 de ani, în stop cardiorespirator. Din nefericire, victima a decedat în serviciul de primiri urgențe a Spitalului Județean. O femeie de 50 de ani avea o fractură craniană și un pneumotorax drept drenat, iar o altă femeie de 34 de ani prezenta o fractură de gambă dreaptă. Toate persoanele rănite sunt în prezent sub investigații medicale la Spitalul Județean Mavromații. Acest tragic accident subliniază importanța respectării regulilor de circulație și a intervenției rapide a echipelor de salvare.